Bună seara, dragi urmăritori ai sportului, ai canalului de YouTube, Eric Sef, și vă mulțumim că și astăzi de joi sunteți alături de noi. Așa cum v-am obișnuit, de la 19:30, vreau să aduc mulțumiri sponsorului principal Las Vegas și să vă mulțumim că datorită dumneavoastră suntem în topul preferințelor cu această emisiune frumoasă, Fight Club. O onoare, o bucurie pentru invitații pe care îi avem astăzi în emisiune. Le mulțumim că au făcut eforturi să ajungă fizic alături de noi. Și dincolo de asta trebuie să-l prezint, ca de obicei, pe prea măritul, prea bunul și prea fericitul meu coleg, Ionuța Tădiresei. Mulțumesc pentru prezentarea frumoasă făcută prea înalta mea colegă Lavinia Mihaela Târzianu. Bună seara și bun găsit tuturor! Astăzi avem doi super invitați, ca de fiecare dată. Îl prezint eu pe primul sau tu? Te rog, ai onoare. Cel din dreapta mea, stânga dumneavoastră, Daniel Drugă. Bună seara, Daniel, bine te-am găsit! Bună seara și bine ai venit! Și o să povestim, te las să-l prezinți tu pe... Ce onoare mi-ai oferit și mie, îți mulțumesc, Ionuț. Da, într-adevăr, mă bucur să revăd în această seară frumoasă alături de noi și acum în preajma sărbătorilor, că nu mai e mult până se apropie, după ce ne-am văzut la conferința de presă, acolo unde a dat dovadă, ca de obicei, de omenie și un sportiv care respectă cu sfințenie tot ce înseamnă disciplină. Îl avem astăzi alături de noi pe domnul Sandu Lungu. Bună seara și bine ați venit și ne-am reîntâlnit. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere, cu aceeași modestie. Cum e, domnul Sandu, după atâția ani de experiență, de muncă asiduă în sport, să vă mențineți coloana vertebrală și să fiți înconjurat numai de modestie, de bun simț? Care sunt criteriile astea de bază pe care trebuie să le respecte un om atunci când ajunge în fruntea clasamentului? Sportul meu de bază a fost judo și acolo ne-am obișnuit. Adică acolo este un fair play, cred că între cele mai cu fair play sporturi, să zic așa. De exemplu, vă dau un exemplu, eram în lotul național, eu eram la Steaua, eram cu colegii de la Dinamo, tot de categoria mea cu care mă confruntam pe la naționale. Deci acolo ne băteam ca orbi și noi la lot eram, adică mergeam la film împreună, mâncam, ne antrenam, râdeam, adică... Delimitarea dintre sport exact, și... Exact, dar în schimb la concursuri, vă dați seama că era la luptele la nivel de preinfarct, așa să zic. Să nu uităm că Daniel Drugă a câștigat un concurs de dat pălm, de slap, să spunem așa. Deci de din suflet, și acum va participa la RXF Slap, unde Sandu Lungu va fi prezentator și arbitru, din ce am înțeles, și un fel de ambasador al acestui concurs. Ce sporturi ai practicat, Daniel? Nu am făcut doar concurse de dat palme și gen antrenamente la sală, ca orice sportiv. Ce calități trebuie să ai ca să reziști la palme? Pentru că o la o palmă pe care stai să o încasezi acolo intenționat și să nu perzi. Psihic și tare pe bărbie. Cred că asta e cel mai important la palme, la primitul palme. Și acum este o piramidă de dat palme, deci se adună totuși. Și am văzut, m-am uitat pe profilul tău de Instagram sau de TikTok, da, cum a ieșit după acel concurs. Erai foarte tumefiat și foarte umflat. Cam câte palme ai luat? Păi, așa, numărate după mine. Nu știu dacă le-am ținut bine pe toate. Numărate. La cât eram de zbumatic, cred că la în jur de 24-25. Mamă. De la Daniel am luat cele mai multe. Mamă. Constantin. Sandule, te-ai băgat la un concurs de dat palme? Ar trebui să fie suma destul de mare, dacă m-aș încumeta, ce să zic. Nu știu, nu. Poate, dacă nu făceam lupte sau ceva, veneam așa, să zic, doar așa cu forța mea, așa, genetică, să zic, fără să nu fac un alt sport, așa, de o dorință de adrenalină, da. Dar așa, îmi iubesc prea mult ce fac, așa, n-aș mai schimba, adică... Sunteți conservator totuși, sunt niște ani de sport în spate. Da, parcă n-aș permite la oricine să mă pălmânească. Dar tu, Daniel, ai permite cuiva în cușcă să-ți dea? Da, nu știu, îmi plac astea, riscul, adrenalina. Eu am fost blister de lei și îmi plac așa, riscul mari. Să fac multe chestii care să fie cu adrenalină maximă, să-mi dea cu tremur. Că tu spuneai de îmblânzitor de lei, aplicați în dresajul acesta leilor de multe ori și... Nu e mult spus violența, articularea asta de palme? Nu, doar curajul. Ideea că eu am curajul să intru la el și, bine, în sensul meu că eu n-am avut niciodată teamă, doar dragul de ei. Adică
niciodată nu a fost teamă. Dar cum doar te-ai decis să devii vânzător de lei și de la ce vârstă ai început să faci asta? Am fost odată în excursie în Barcelona, m-am întâlnit cu doi spanioli, fiind, cred eu că nu știam limba spaniolă, aventis sau pocăiți. Mi-a dat o carte cu Sfântul Daniel, pe mâine mă cheamă Daniel. Eu n-am citit în spaniolă, doar am văzut pozele cu Sfântul Daniel și cu lei. Și de acolo am mers la Circul Globus și am intrat în cușca la un leu și nu știu, n-a reacționat în niciun fel leu, pentru că eu m-am dus direct la el. Da, dar nici nu cred că ți-a simțit, dacă zici că nu aveai frică, că și da, nu, a simțit frica mea, doar că eu m-am dus direct, fără teamă la el, cu dragul să-l iau, să-l zmotocesc mai mult. Deci ai putea să scoți o carte îmblânzitor de lei și de palme. Da, mai ales de palme. Ce rezultate ai obținut în judo, Sandu? Câteva medalii la campionatele naționale. Locul 3, argint. Totul a venit așa, adică... Treptat. Treptat, exact. După care un titlu mondial și un titlu european la U20. La seniorata am luat un bronz la europene de seniori. M-am calificat la Olimpiadă, am câștigat câteva cupe mondiale. La Olimpiadă am câștigat două meciuri, am pierdut două, am ieșit pe locul 9. Am și prins prima și singura Olimpiadă, eram destul de tinere, aveam 22 de ani, parcă încă nu eram copt, așa, la super grea, categoria super grea, după 25 începi să te maturizezi așa, și ca osatură, și ca musculatură, și ca și mental. Cum și când te-ai gândit să treci de la judo la MMA? Cred că nu mai aveam motivație, aveam și la ce vârstă? La un... 28 de ani m-am lăsat, mai mergeam doar în Bundesliga în Austria, luptam pentru echipa acolo. Cam la acea vârstă m-am lăsat, m-am apucat de antrenorat, am făcut vreo 2 ani, am fost antrenor de judo, după care a venit o fetă din Japonia. Era și, Pride atunci. Da, atunci Pride. A apărut în anii 90 și eram foarte entuziasmat așa de... Întotdeauna mi-a plăcut așa... genul ăsta, tot așa de adrenalină, fenomen, să zic, da. Și o luptă între bărbați, așa să zic, în cușcă sau în ring. A apărut să atunci UFC-ul ăla primele cu Royce Gracie, da. Așa. Și am primit o fetă asta în Pride, era deja, eram în 2005. Și am zis, hai, să ne... era și o sumă bunicică, adică destul de tentantă. Și am zis că aș vrea să o fac și pe asta. Bineînțeles, am pierdut, am prins un luptător experimentat care avea la activ 15 meciuri deja. Dar chiar l-ai trimis la podea, mi-amintesc, dintr-un proșel de dreapta. Da, așa din talent, să zic, din, nu știu, nativ, probabil. A fost și din judo forța aia, da. Bineînțeles, am pierdut după aia, lipsa de experiență și nu eram nici pregătit, aveam kilograme multe. După care am zis, le-a plăcut mult de mine, au zis, ei colaborau atunci cu Cage Rage-ul, Pride-ul, au zis, mergi înapoi în Europa, faci vreo două meciuri în Cage Rage și după aia să prinzi experiență și vii înapoi. E, am făcut în Cage Rage meciurile, Pride-ul între timp l-a cumpărat UFC-ul și nu, s-a terminat cu Pride-ul, cu promoția Pride. A dispărut. Da, și bineînțeles că eu... venit din judo și chestia asta de competiție, totdeauna să vrei mai mult, am zis, până nu câștig un meci de ăsta în MMA, eu nu termin. Inițial m-am dus să fac o dată și eu un meci, dar m-am ambiționat, am zis, trebuie să câștig un meci din ăsta și de acolo a început aventura. Vei fi prezentator și arbitru la concursul de Eric Seth Slap, de dat palme. Cum crezi că te vei descurca? Da, e tot în zona mea, să zic, de confort, așa, tot aceeași. Eu cred că cu okay. Siguranță te vei impune în fața băieților. Mai o Caterinca, mai... Pentru că până la urmă trebuie să fie cineva impunător acolo, să se stăpânească. Îți dai seama că sunt un... vor fi mulți băieți cu orgolii. Îți dai seama când ia palma aia și nu poți să dea înapoi imediat să lovească. Mulți în ghita. Eu am văzut la concursul de asta, am urmărit, că sunt și eu fan. Și îi vedeam așa pe unii că, stai că eu urmez acum, să ce dau eu. Sau cu regele junglei, n-ai cum să junglezi. Sandule, lupți de o viață de om. Când crezi că vei spune stop și te vei hotărâi să te retragi? Inițial am avut un target până la 50. Am trecut de 48. Mulțumesc frumos, la fel, nu știu.
Nu știu dacă voi putea îndeplini această misiune. Promisiunea, da, promisiunea. Da, nu că scârții sau că... Dar sunt accidentări, de multe ori trag de mine și... Da. Plus că... Nu știu, nu mai, parcă nici sponsor, nici lumea nu mai e așa interesantă, nu sunt așa... Cred că asta voiam să vă și întreb. E supra-saturată piața un pic? Probabil și, nu știu, am ajuns, de exemplu, în lupt de multe ori pe bani mai puțin ca și înainte, adică când eram mai începător, să nu aveam un nume. Și, na, nu știu cât mai merită să mă uzez așa, adică să trag de mine și... Pentru că, până la urmă, e uzură și din antrenament, nu doar meciul. Da. Eu, normal, practic, eu... Nu mai fac performanță, eu m-am lăsat. De efectiv merg doar așa. Din inerție. Da, bonusuri. Dacă ăsta mai am o promisiune, s-ar putea să fie să se finalizeze meciul cu Puzianovski. Sunt și eu pe lista de așteptare. Ar fi ceva interesant. Da, am fost ca rezervă la un meci în Polonia. A avut el cu un senegalez și ei o promoție mare se asigură întotdeauna. Și mai în caz de ceva de se întâmplă să aibă... bineînțeles, m-au plătit și tot în caz că se și ținea lupta, era o sumă considerabilă. Deci pentru meciuri de genul sunt sigur că aș merge, dar așa pe bani de semințe, să zic. Spunea promotorul Eric Sef, Sebastian Vieru, că cu iPhone în buzunar și mașina la scară nu mai poți să faci performanță în sport. Mie mi-a plăcut sloganul acesta, dacă îi pot spune așa sau cum a citat, și dumneavoastră cum comentați, domnul Sandu Lungu? Aici ne raportăm la tineretul din ziua de azi și cum privesc sportul cei care într-adevăr, dacă și dacă vă uitați la și în UFC și în promoțiile mari și au început să vină din spate foarte mulți din fosta Uniunea Sovietică, luptători care este singura lor șansă să se afirme. Nu prea au multe opțiuni acolo, ei au ei au ca tradiție acolo tot fel de sporturi astea de lupte, de, din care ei dezvoltă și acum se ajunge să merge MMA, pentru că asta e apogeul, să zicem, a luptelor. E cel mai complex, să zic așa, adică nu fragmentează, adică îți dă drumul atâta că se scoase niște lovituri nepermise care îți poate periclita sănătatea, dar... am văzut că întotdeauna ajung sus și campioni mari, oamenii simpli, sărăcuți, copiii din familii fac performanțe modeste, da. Da. Asta este... e 90%. Mergi pe premisa că nu este un sport pentru cei care au foarte mulți bani? Păi să luăm doar atât, să luăm pe McGregor. Așa este. Cât de sărăcuț a fost. A plecat fost, de jos. Da, ținea soția lui ca să poată să-și împingă visul. E un exemplu, e cel, mai, e cel mai bun exemplu. Daniel, ai acceptat o luptă în cușcă? Da. Cu cine? Cu oricine m-ar provoca. Aștept să te provoace cineva. Deci toți fanii să apeleze la Daniel. Bine, aș provoca și eu, dar de moment sunt pe palme. Am înțeles. O să mă gândesc pe cine o să provoc. Aș provoca mult pe Neveu. De exemplu, că tot îl văd pe rețele de... E mai ușor ca tine. Câte kilograme ai? Am 90 de kilograme. Păi, uite, se bate cu Bobiciu, el are undeva la 80-79, e un pic mai mic ca tine. Da, oricum o să mă apuc la antrenamente, mai slăbesc. Ar fi un meci interesant pentru Neveu ăsta și Neveu tot timpul a luptat cu oameni mai mari ca el. A luptat și cu Iancu, el avea 85, Neveu ajunsese la 70. Acum se luptă cu Bobicioiu, care și Bobicioiu este mai greu ca el și Neveu are vreo 79, Bobicioiu are 89 chiar. Da. Dar ar fi o luptă interesantă. Da, păi el l-aș provoca primul, dacă mi s-ar propune un meci de MMA. Câștigă întâi concursul de... Te vezi câștigător la concursul de slap? Da. RxF slap? Da, te vezi câștigător. E un premiu considerabil de 5.000 de euro, din ce am văzut. Foarte tare. O scurtă pauză de publicitate și revenim cu rubricile pentru noastre. Pentru că, după cum i-am obișnuit pe telespectatori, sau, de fapt, mult spus telespectatori, că nu știu dacă sunt în fața televizoarelor, poate sunt, avem rubrica roșu-albastru, după cum bine știți, cu care ne întoarcem după publicitate. Până atunci vreau să vă reamintesc de conferința de presă din 19 decembrie la sala Luceafăru. Mai multe detalii găsiți pe pagina de Instagram. Și încă o dată vreau să vă spun că până în pragul sărbătorilor de iarnă, invitații noștri care vor da cele mai puternice lovituri la minge, suma dintre cele două lovituri la care au dreptul să participe, va fi împărțită la doi și cel mai mare număr dat la minge va fi premiat de către sponsorul principal Las Vegas cu suma de 1000 de euro, iar în rândul doamnelor, domnișoarelor, cu suma de 500 de euro. Publicitate și revenim!
Intră în universul Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. Am revenit după scurta pauză de publicitate și vă reamintim, sau celor care ați intrat puțin mai devreme, pe canalul de YouTube RXF, la Fight Club. Invitații de astăzi sunt domnul Sandu Lungu și Daniel Drugă. Ne bucurăm să avem așa invitați și ne onorează prezența dumnealor, așa încât după publicitate, după prima publicitate, după cum v-am obișnuit, intrăm cu întrebările roșii și albastre. O să-i dau cuvântul lui Ionuț, că el le pune pe alea condimentate. Le voi explica băieților ce înseamnă rubrica Întrebări roșii și albastre. Nu știu dacă s-au mai uitat la emisiunea noastră. În cușcă, de regulă, la colțul roșu intră favoritul. Eu voi pune întrebările roșii favoritului, să spunem așa, cele mai grele întrebări. Și spun să începem așa cu întrebările roșii. Colega mea o să vă mângâie cu întrebările albastre. Voi începe cu Daniel Drugă în ordinea în care i-am prezentat cu întrebarea roșie. Ești dresor de lei și ai câștigat un concurs de slap. Și totuși nu ai mulți urmăritori pe Instagram și pe TikTok. Cum comentezi? Da, nu am stat niciodată pe rețele de socializare, nu prea să socializez cu lumea așa. Nu fac live-uri, nu m-a interesat niciodată să mă afirm pe rețele de socializare. Da, dar totuși trebuie să crești și pe social media. Asta o să fac acum încolo, o să intru mai... Trebuie să te ocupi mai mult. Mai mult. Să mă implic mai mult. Am înțeles. Sandu, ce părere ai de tinerii care te provoacă? Pentru că au apărut o grămadă de provocări acum în ultima perioadă. În primul rând, Mihai Aftănase te-a provocat la gala RXF 42. Acum te-ai luptat la Deva, la Fightzone, am văzut, s-a urcat încă unul în ring și te-a provocat. Și tot ai primit o grămadă de provocări. Da, la un moment dat am avut o zi mai proastă și la un antrenament am pus o postare la care am primit foarte mult hate și pe un fond de oboseală, de supărare, am postat ok, dacă credeți că sunteți mai capabili și tot să provoc pe toți ăștia, haterii ăștia, dar amatori, nu am zis de sportivi sau fost sportivi sau practicanți. Am zis strict de amatori, s-a înțeles greșit. Am spus că dacă rezistă o repriză, deci un om normal care n-a făcut, dacă rezistă o repriză, eu îi dau 1000 de euro. Nu am spus de foști sportivi să jignesc sau nu știu, anumiți, sau au fost tot fel de bombardieri cu orgolii care probabil s-au sesizat, n-au înțeles mesajul, de asta și vreau să clarific și au apărut tot felul de reguli astea. Am avut și un meci mai așa, n-am fost într-o zi prea bună în septembrie și imediat astea s-au suprapus așa și a fost așa ca o răbufnire a multor oameni. Probabil fiecare are orgoliul lui sau vrea să demonstreze ceva, vrea și puțină faimă. Deci tot asta, cocktailul ăsta, a ieșit chestia asta. Ce și de obicei, de obicei pe TikTok am văzut, dacă unul prea face ceva, automat se imită tot. Efectul de e toată de lumea turmă. Face, turmă. Da, ok, da. Și asta a fost. Pe unul i-am și făcut ofertă, a și dispărut, n-am mai răspuns. Acum știi ce se întâmplă? Dacă într-adevăr vor oameni să afirme gen sportivi care m-ar provoca sau ceva, ok, eu accept cu drag, dar nu pe gratis. Eu chestia oferta cu 1000 de euro am făcut așa, ca și o... Ok, știți mai bine, hai să vedem, rezistați măcar o rundă. Gen amatorilor, gen cine n-a practicat, înțelegi? Asta a fost.
Normal că un fost, și dacă a boxat la 12, 13, 14 ani, are habar sau a luptat sau a făcut un sport, un pic de antrenament nu e o minune să scapi o repriză. Adică ai șanse. Ce să crezi treci că vor să obțină cei care te provoacă cu provocările astea? Eu nume, cred, imagine, da, ce eu cred caută? Că trăim o perioadă, este o generație așa care toată lumea vrea să fie vedetă. Eu cred că... Ahtiată după vedetă. Eu, da, eu cred că pe internet și TikToker și tot felul de astea sunt, eu zic, puțin peste 100, care au peste 100.000 de urmăritori. Eu cred că sunt și deja și mii. Da. Nu știu exact, n-am numărat și ăsta. Dacă merg pe stradă, nu-i recunoaște nimeni. Dar el e vedetă că e pe TikTok, are peste 100.000 de... Așa, dar dacă este, el merge pe stradă, merg și eu, pe mine lumea mă recunoaște, eu n-am urmăritor, n-am, pentru că nici eu n-am timp să stau dimineața până seara, nici nu fac live-uri, nici nu mă interesează. Deja a ajuns asta. O meserie, domnul Sandu, da, chestia asta de administra. Fac, postez, îmi postez, pentru că am și eu observat că într-un contracte timp, cu sponsori. Într-un timp făceai anumite story time-uri, un fel de povestioare, am urmărit și eu o parte din ele. Pe Facebook sau pe cele postai? Pe Facebook și pe TikTok. A fost așa, am vrut să arăt o parte a sportului care lumea, chiar amatorii care doar care văd meciurile, care nu știu. Care nu știu lucrurile din spate. Exact. Și de ce nu ai continuat? Acum sunt concentrat că am vineri un meci, dar voi continua, pentru că chiar e ok și lumea apreciază și le place și atunci de ce să nu... Le povestesc și din experiențele mele de viață, de lupte și de culisele. Sport. Exact. Da, bineînțeles, n-am punctat pe să defăimesc pe cineva sau vreo promoție sau ceva. Am pus doar strict așa ce ține de un sportiv de performanță, de o, nu știu, o accidentare, o ceva, lucruri nevăzute. Care la un meci vezi doar meciul, dar nu știi ce a fost în spate sau cum, așa este. Cum s-a antrenat sau... Dacă, așa este. Colega mea, poți să-i mângâi cu întrebările albastre? Daniel, cu... tot spuneai de îmblânzitor de animale. Iubești animalele? De da. Lei, adică. Da, animalele sunt de deci. Îmi plac, da. Cred mai că ales aici am trăit adrenalina puțin? Adrenalina e maxim, da. Poate de aici te-ai și decis și asupra concursului cu palmele, că nu e simplu, adică... Da, și am mai făcut lupte de stradă la astea. Gen cu prieteni. Încercam să mă antrenez, că nu m-am gândit niciodată să ajung să mă lupt în cușcă. Dar acum am zis că să încerc, dacă tot am ajuns la concurs de dat palme, să merg mai departe și dacă o să mi se propună și o luptă în cușcă, o să accept oricine m-ar provoca. Mulțumesc. Domnul Sandu Lungu, ce v-ați învățat copiii? Cel mai important pentru viață? Nu știu, să fie respectoși, e bineînțeles că i-am dat la judo, i-am dat la sport, i-am dat și la not. Am avut ocazia acolo în oraș să avem un antrenor foarte strict, special i-am dat la not acolo pentru că erau puțin răsfățați și el era un tip mai dur, un tip mai sever. Da, mi-aș dori să-i educ așa un pic old school, cum am fost eu și generațiile mele educați așa, adică să respecte oamenii mai în vârstă, se comporte frumos, să nu jignească, să nu fie aroganți. Lucrurile de bază. Școala vieții. Ar trebui mulți părinți care se uită la ora aceasta la noi, la Fight Club, să-și treacă acolo în caietul de note detaliile astea. Nu știu, și mie mi se pare esențiale în educația unui copil. Și eu îmi răsfăț copiii, dar bineînțeles trebuie să merite. Și trebuie să merite. Adică arată-mi ceva și eu te voi răsplăti. Da. Începând de la flotări, la ambele. Mulțumesc. Întrebare roșie pentru Daniel. Ai acceptat să intri în concursul RXF Slap pentru bani sau pentru a câștiga popularitate și notoritate? Pentru a câștiga popularitate, nu pentru bani. Și aș vrea să experimentez și eu mai multe lucruri. Dacă tot îmi place adrenalina și luptele astea, de ce să mai mă bat pe stradă să-mi iau un dosar penal când pot să mă bat legal? Da, dar la concursul de dat palm, slap, trebuie să-și încasezi o palmă tu, o palmă el, o palmă tu. Da, asta e ideea, că mi-a plăcut întotdeauna să risc riscul. Riscul meu, să-mi asum riscul și să fiu bărbat, adică să le arăt la mulți că trebuie să arăți bărbăția într-un fel, adică să accept și lovituri, nu doar o afirmație verbală și pe rețele de socializare.
foarte tare. Abia așteptăm să te vedem la concursul Slap, RXF Slap. Sandu Lungu, întrebare roșie. Ai refuzat vreo luptă? Dacă am refuzat? Da. Nu am refuzat. Eu întotdeauna, dacă au fost oferte, unul mai puțin cunoscut, sau unul cunoscut, totdeauna l-am ales pe cel cunoscut. De exemplu, în perioada când am luptat cu Mighty Mo, n-a vrut nimeni să-l ia din România, să lupte cu el, pe reguli de MMA. În kickbox a luptat, mi se pare, cu vreo 2-3 români, dar pe MMA nu. Și multă lume m-a acuzat că l-am bătut la bătrânețe, pe Mighty Mo, când deja era expirat. Nu este adevărat. Mighty Mo, la vremea aceea, venea, în anul respectiv, a câștigat 3 meciuri în Bellator, a doua promoție din lume, după UFC, și cu mine a avut al patrulea meci în decembrie. Și din cauza că eu i-am dat cheo, nu, el s-a și accentat cu mine. El zice că ce captare are lungul, i-am dat ăsta și și-a rupt ceva la pumn. Trebuia să aibă închina și n-am mai putut să țină meciul de la faza aia. Nu neapărat de la că l-am culcat din pumn. Pentru că a suferit o accidentă. Lovitură, da. Colega mea, mă gândesc, când ai participat la primul concurs, Daniel, te-a motivat să mergi mai departe, să mai exersezi acasă, să-ți mai dai palme singuri. Da, foarte curioasă, pentru că, nu știu, mă gândesc că nu e atât de simplu și cum ai zis. Nu e, e foarte, foarte grele loviturile primite de la concurentul respectiv, mai ales să ai și o greutate în plus față de tine. Ai suferit vreun traumatism în urma... Nu, dar dureri și... Facial, nu știu, să te da, facial, de... am stat cu două săptămâni cu gheață la față, să mi se dă sucre față. Și iar zgârieturi și pielea spartă. Am văzut oameni după un concurs de palme mai accidentați ca după un meci de cușcă. Wow. Mai fiați. Nu e o joacă de copii. Chiar se lasă, adică, de exemplu, la un concurs de palme, bineînțeles, în afară am văzut, că la noi abia acum începe, în primă fază, chiar am văzut mai multe somnuri, cum îi spunem noi, sau cheo, decât la gale. Adică tot al doilea, al treilea, dormea acolo, sau adică nu e... Să fii bărbat! Să stai, sunt casezi. Domnul Sandu Lungu, ca să ajungi să urmezi acest drum al sportului de contact, până la urmă, care e noțiunea de bază? Știți de ce vă întreb? Aici și din punct de vedere, dacă vreți, al unei mame, că l-am dus pe fiul mai la judo. Și după două ședințe n-a mai vrut, a zis că se reprofilează cu tenisul. N-am insistat, pentru că planul nu trebuie să-mi duc copilul să facă ce-mi doresc eu să-l văd, ci ce-i place lui, să meargă din plăcere, să-l motiveze. Da, dar ai grijă, pentru că e ca un cerc, ca o roată și poți să intri în propria capcană. Adică, du-mă la judo, du-mă la tenis, nici la... Și o să ajung să fac 10-15, așa am pățit cu prima mea fată. Gimnastică, judo, atletism și până la urmă n-am mai, da. Eu am dus acum la judo, că le place, că nu le place. Am zis, nu mă interesează, și dacă nu vreți să concurați sau așa, trebuie să practicați sportul, să învățați disciplină, să fiți educați, să aveți un sport de bază, pentru că după aia, bineînțeles, când ai un sport de bază, e mult mai ușor să te menții, să... Când ai deja mentalitatea unui sport, ai în spate un background, ai cultura asta pentru sport, deja automat te vezi... E doar antrenat. Da, te vezi în ogrinie. Stai mă, că am mâncat puțin mai mult. Ia să merg la sală. Adică totul vine nu ca și cum un cineva de genul când n-a făcut niciodată sport, ci îi vine greu, nu știe, efectiv, nu știe să facă o genuflexie, nu știe absolut nimic. Am văzut care au venit cu personal trainer la femei sau bărbați. Efectiv, neîndemânate și așa, da, parcă... Nu știu. Eu zic că și în viața de zi cu zi te ajută foarte mult. Și mental, și fizic, și tot. Și din punct de vedere al sănătății, cu siguranță. Mulțumesc pentru răspuns. Întrebare roșie pentru Daniel. Daniel, să spunem că te vei lupta cu Neveu în cușcă, da? Dar crezi că Ovidiu Neveu ar accepta un meci de slap cu tine? Nu. Nu va accepta, pentru că e slab psihic și n-a fost niciodată pregătit. El tot ceea ce face pentru... Pentru social media și pentru a crește foarte tare în media online. Dar niciodată nu a apreciat sportul sau să vadă cât de mult trebuie să te sacrifici într-un sport. Hai să spun ceva despre Neveu. Când este pe live pe TikTok și are 1000 de oameni pe live, te face cu ouă și cu oțet. Pentru că e Sandu aici de față și se va antrena la Sandu Lungu din ianuarie, am înțeles că va veni. Ei, în momentul când îl cunoști personal, nu mai este atât de rău. Deja am impresia că el face... E doar de media. El face toate lucrurile. E dragul urmăritorilor.
Hai să nu aruncăm totuși cu pietre. Mie îmi place Ovidiu Neveu că își face treaba foarte bine și că poate chiar asta se personaj, caută. Da. Asta se personaj. Caută și a devenit exact. Un personaj. Dar nu e un om chiar atât de rău cum îl vedem noi, dar nu știu dacă ar accepta un concurs de slap cu tine. Să zicem să faceți un meci în cușcă și revanșa să fie în slap. Nu cred că rezistă la niciuna dintre. El poate asta și vrea, știi, provocarea să-i antameze puțin cei care sunt în live, exact cum zice, nu pentru că noi l-am avut în platou, am reușit să-l cunoaștem, chiar venise în soții de frații lui și mie nu mi-a lăsat o impresie... Dar pe live... Pua, e chiar simpatic când mai intră în live-ul lui, eu nu zice, m-a dezamăgit la Dar să știți că nu e fricos. E bărbat așa, adică nu mi se pare un om care să dea înapoi. Chiar dacă el nu este antrenat, dar nu știu ce minune o să facem într-o lună. Are o responsabilitate foarte mare să câștige lupta asta, pentru că vine după înfrângere cu Iancu într-o manieră urâtă în care a pierdut, n-a făcut nimic în meciul ăla, nici n-a apucat să dea un pumn și a dat foarte mult din gură înainte de meciul ăla. A zis că îi rupe doi dinți, că îi rupe coastele lui Iancu, că face, că trece și n-a arătat nimic. Și de data asta cu Bobiciuie, dacă va suferi o înfrângere, va ieși cam prost. Eu nu, tu știi bine că într-o lună n-ai ce să... Abia două, trei săptămâni ieși din febră. Așa este. Tu știi, adică noi vorbim altfel, știm. Dar cu drag mă ocup de el, o să vină, o să încerc să-i arăt câteva lucruri măcar de bază. Adică să... Chiar dacă, nu știu ce să zic, chiar dacă nu câștigă, măcar să arate o luptă, să se vadă că... Așa este. Ceva frumos. Să vadă, exact, da. Să facă spectacol. Și a învățat ceva, să vadă ceva diferit. Adică nu că pune mâna pe el și nici nu știe de ce să apuce, da. Adică cât de cât să aibă habar. Așa este. Sandu Lungu, întrebare roșie pentru tine. Ai regrete ca sportiv? Nu, nu neapărat. Am câteva regrete, dar nu... Spune-ne și nouă. Poate de mic mi s-ar fi potrivit alt sport. Ce sport? Nu știu, am fost întotdeauna pasionat de haltere, de rugby, de lupte gen de contact. Lupte libere, greco? Da, eu cred că de-aia am și trecut. Nu, gen kickbox, MMA, dar nu era pe vremea aia. Regretul meu este că nu am prins. Eu n-am avut norocul să prind la 20 măcar de ani, să zic că m-am apucat de MMA la 31. Când deja am terminat, am pus deoparte kimono-ul, după 20 de ani de judo, eu m-am apucat, acum imediat am 20 de ani de MMA, în total 40 de ani de performanță. Deci astea sunt regretele? Că asta este regretul, că nu am prins MMA-ul să prind și eu la cel mai înalt nivel. Și ce mai îmi pare foarte rău, că Dana White n-a băgat și categoria super heavyweight, să am și eu șansa să lupt în UFC. Pentru că iau limita, multă lume mă întreabă, domnule, dar n-ai ajuns în UFC, de ce n-ai mers în UFC? Limita de greutate este 120 de kg. Eu 120 de kg am avut la 19 ani. Am înțeles. Dar ca om, ai regrete? Nu. Nu, adică fac ce îmi place. Dacă aș mai avea nu știu câte vieți, tot asta aș face. Fiecare experiență foarte, ne aduce... Foarte frumos. Colega mea are după pauză întrebările albastre și după aia îi punem să dea la minge sau cum face? Păi eu zic să le adresăm acum, că oricum sunt scurte așa în încheiere și vreau să-l întreb pe Daniel, că tot suntem la cea de-a treia întrebare și ultima albastră. Ce planuri de viitor ai, Daniel? Ți-ai dorit să faci performanță? Da, asta îmi doresc să fac. Ce vârstă ai tu acum? 27. Mulți ani înainte. Mulțumesc. Ai toate șansele, iată. Domnul Sandu Lungu a trecut de la judo la... 31. Sper să reușesc. Am ambiție și cred că o să reușesc. Cred în mine. Îți doresc mult succes. Mulțumesc. Mi-a plăcut atitudinea dumneavoastră, domnul Sandu Lungu, de la conferința de presă, atunci când ați urcat așa ca un adevărat luptător și om cu care noi chiar ne putem mândri și de la care avem ce învăța. În momentul în care Mihai Aftănase într-adevăr a zis că și-ar dori să lupte cu un profesionist, eu acolo nu i-am simțit răutatea lui, ci doar a menționat că dacă ar fi să se lupte cu cineva, cine ar fi? Ar lupta cu dumneavoastră și el a spus asta, încât nu vreau să pun alte cuvinte necorespunzătoare, că va da pe dumneavoastră exemplu ca și luptător, pentru că îi se pare că sunteți altceva. Dacă să zicem că și câștigă această luptă din gala 43 RXF din 21 februarie 2023? Probabil și l-a motivat și vârsta mea înaintată, pentru că eu sunt cam cel mai bătrân dintre luptători. Sunt alții mai proaspeți, probabil cu mine vede o șansă, probabil oricine are o șansă. Deci clar că oricine are o șansă.
Dar e un pic la început, am văzut așa cum se mișcă și încă nu e ce trebuie, dar are potențial. Numai că el a spus că mie nu-mi place sportul și că el a făcut atunci lupta asta că a avut-o cu Yasmina Goston, însă nu-l reprezintă. Am dreptate, eu nu s-a așa declarat, Mihai. Acum muncește mai mult. Da, el are și probabil el merge și pe altceva, mai mult pe un gen ăsta de macho, să nu zic final boss, nu e departe, dar probabil are alte targeturi și ăsta, dar și ca sportiv, nu mi se pare un om slab deloc, adică are calități de atlet, e atlet, așa. La urmă are 21 de ani. Da, e fresh, își dorește, are foamea în el, acum depinde el ce vrea să facă. Sportul ăsta, într-adevăr, dacă vrei să-l faci la nivelul lui Nic Negumereanu, să ajungi în UFC, să fii de mare performanță, să fii în primii 10 e mult, dacă zic, eu cred că în primii 5 ca să chiar să faci bani din sportul ăsta. În rest, restul e ciupeală. Și cel mai înalt nivel, credeți-mă. Adică acolo, în primii 10, pot să zic așa, cu, nu vreau să fac reclamă la nimeni, dar eu cred că RXF-ul concurează cu premierile din primii 10, din UFC primii 15. Deși e cel mai înalt nivel și cea mai mare promoție din lume. Așa că cel mai înalt nivel sperăm să avem și noi de acum înainte și luăm încă o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem cu întrebările Danuș și loviturile la minge. Rămâneți cu noi și alături de invitați. Revenim în câteva momente. Măriuță, scoate-ne și nouă, te rog frumos. Intră în universul Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. Revenit după scurta pauză de publicitate, după cum știu eu din copilărie că ce-i frumos trece repede, așa a trecut și emisiunea de astăzi. Ne mai bucurăm de un sfert de oră pe care îl mai avem de petrecut aici în platoul emisiunii Fight Club și vreau să vă reamintesc de conferința de presă din 19 decembrie, sala Luceafărul. Mai multe informații găsiți pe paginile noastre de Facebook, au un Pitbull, Lavinia Târzianu și Eric Sef. Vă invităm să lăsați comentariile dumneavoastră aici în josul emisiunii pe canalul de YouTube și să veniți cu propuneri despre cine v-ați dori să vedeți în cușcă, în galele pregătite de Eric Sef Next Fighter. Să rămâneți alături de noi cu toate detaliile și nu uitați că și în pragul sărbătorilor de iarnă vă pregătim surprize și ediții speciale în care și noi, în calitate de prezentatori, ne amintim și revenim pentru dumneavoastră cu best-of-urile din cadrul emisiunilor pe care le urmăriți de atâta timp. Nu uitați că la conferința de presă puteți fi prezenți acolo în sală. Din cauza asta, colega mea, Lavinia, a menționat că se ține pe 19 decembrie în sala Luceafăr, într-o sală de teatru, să fie acolo conferința. Noi vom fi acolo cu întrebările, iar această conferință, pentru cei care nu pot ajunge la conferință, pot să o vadă live pe TikTok, canalul de YouTube. Până să intrăm să dăm cu pumnul la aparat, până ne dărâmă Sandu Lungu aparatul și până la rubrica cu da și nu, mai am niște întrebări pe care vreau să le adresez invitaților, care multă lume și mulți tineri care vor să urmeze o carieră în sport vor fi curioși să vadă ce spune Sandu Lungu. Sandu, ce sfaturi ai pentru tinerii care vor să se apuce de MMA? Pentru că a nebunit acum tot TikTok-ul, toate rețelele de socializare, toată lumea vrea în cușcă. Voi ați înnebunit, adică să... Nu noi. Noi am dat curs. Eu zic că... Unul dintre tineri este și Daniel, pentru că și el își dorește să lupte. Da. Neapărat, ca sport de bază, aș vedea lupte libere sau judo. Dar de ce zic lupte libere? Pentru că este direct pe pielea goală, nu ai priză pe asta. În MMA la fel nu e cu kimono, ai priză de aia zic că grappling sau lupte libere, să stăpânească bine.
plus că acolo își face o forță extraordinară pentru lupta la sol. Adică am văzut lupte în cușcă, un fost luptător de libere cu un luptător de MMA care a învățat după 20 de ani grappling-ul și nu e același lucru. Adică deja îți formezi o forță specifică, făcând de mic gât, spate, picioare, care tu nu mai poți să prinzi din urmă. Dacă începi exact. Să antrenezi după 20 de ani, exact. Tu știi bine, pentru că ai exact. Început BJJ-ul după 30, 27. Da. Nu, am început la 28 de ani. Da, de ceva de, da, da, da. Ei, dacă intrai cu un liberist, parcă tot te dădea de tot pământ. Tot te vă păi n-avea asta... cum să fac lupte cu unul care a făcut lupte de mic. Da. Cum nici el n-avea cum să facă kickbox cu mine, să se lupte în picioare. Da, pe partea de strike l-aș vrea să, deci să cocheteze cu lupte libere și cu Muay Thai, pentru că în luptele de cușcă merge foarte mult pe cot. Sunt da. Foarte eficiente pentru că te taie și poți să termini repede lupta. Adică când lupți la profesionist, nu la semi-pro. Da, pentru da, la da. Păi, profesionistul semi-pro, acolo e... Regulamentul de semi-pro vârf. Pe care îl avem și noi în galerii, se, nu permite. Lupt, nu permite. Înțeles, ok. Acum, eu am zis la modul profesionist, dar oricum, pe părerea mea, Muay Thai-ul, pentru că lovituri multe de genunchi, picioare bune, asta combinat cu grappling-ul sau lupte libere, zic că e formula câștigătoare. Completă. Da. Am înțeles. Deci uite ce ai de urmat. Lupte libere, grappling și după aia ușor, ușor să te apuci. Dar când ai timpul scurt de pregătire, ce crezi că poți să faci cu un astfel de om din media, să spunem așa? Că nu-i putem numi puțin, nici sportiv. Puțin din toate. Puțin zic din eu toate. Și ce am observat la ei lipsuri, bine, eu le aveam din cauza supragreutății, am văzut condiția fizică. Adică aș merge mult pe, la ei, aș merge mult pe antrenamente funcționale. Adică cea nu gen doar să alergi, ci circuite, deci combinate tot fel de exerciții funcționale specifice, cu astea, cu frânghii, cu pus la piept, cu alergat de la un post la altul, să-ți fac o condiție extraordinară. Astea sunt sfaturile pe care tu le-ai dat, dar ce crezi că le lipsește tinerilor din ziua de azi pentru a face performanță? Pentru că noi am prins alte vremuri. Eu sunt mai mic ca tine, am 40 de ani, tu ai zis 48, 49, cât faci. Ce crezi că le lipsește celor din tânăra generație? Ambiții. Păi, da, le lipsește sărăcia, au deja de toate. Da. Nu, na, nu mai e motivația. Ei am văzut că vor doar să fie cunoscuți în prima fază, repede. Adică până nu era... Deci, când era RXF-ul ăla în care luptam eu, nu era atâția doritori. Acum scrie multă lume, nu mă băgați în RXF, vreau și eu să fiu ca ăla, ca ăla. Da, într-adevăr, e un fenomen acum, toată lumea vrea să fie urmărită, să fie... Eu cred că asta îi motivează acum. Notorietatea asta să fie... Dar poate să fie notorietatea veșnică, domnul Sandu Lungu, că la un moment dat știți cum e. Se mai plictisește piața de asta și mai vrea să vadă păi și am calitate. Văzut acum eu ce văd și eu din afară, gen care l-ați avut primul, pe băiatul ăla care e fratele lui Cântărețu, am un lapsus. Iancu, da? Da, am văzut că acum se reprofilează pe altceva, cântă și el sau nu știu, ceva de genul. Nu mai e gata, așa a atins un scop, da, a devenit cunoscut și acum am înțeles că merge pe altceva. Habar nu. Asta mă... Mergem să dăm cu pumnul la aparat, după care rubrica noastră mult așteptată, da și nu. Hai să vedem, dăm în ordinea în care am intrat, cine dă primul? Daniel? Daniel, nu uita că dacă dai foarte două lovituri. Două lovituri. Cum? Una vrei, palmă, una pumn. Ce vrei tu? Vezi că ce Las Vegas tu? 2000 de euro 2000 pentru cea euro mai tare lovitură, mai tare da? Lovitură. Două lovituri ai drept. Dau cu palma. Asta e palma? Doamne, să mă mut mai încoace. Nu am dat bine. Și acum, dacă vrei, poți să dai și cu pumnul. Ce cu pumnul? Da. 780. Deci eu dau 380 cu pumnul. Dacă el dă 800. Da, bine și cu pumnul. Da, Daniel. E șanse mari să intri. Oh, stai bine. Bravo, felicitări. Ia să-l vedem pe Sandu. Sandu, rupe aparatul. Acum, cum o știi că eu sunt și jumate chior cu ochelare ăștia, numai să nimerez mingea. Jumate chior? Mamă,
Ai văzut cum a făcut aparatul? Făcea gaură în perete. Bună, bună asta, bravo. Și slăbuți. Nici a dat așa chinuindu-se. Slăbuți, da, zici că nu, n-a depus prea mult efort. Încă una. Aveți drept la o lovitură? Mi-e și am meci și nici nu vreau să fac vreo. Vineri e meci deja. Vineri, da, adică mâine. Da. Wow. E oh, un pic mai mult, așa, nu... Mai bine. Ideea e, domnul Sandu, bine. Sigur că din prima repriză zice așa. Bine, 830 și... Oricum, foarte bine. E, e, se merge mult, am văzut pe viteză, nu e neapărat... Clauzibil rezultatul. Da, e... e eu nu sunt, n-am o viteză extraordinară. Da, nu e, nu știu, și poziția, mă uitam că sunt invitați la noi în platou și se uită, nu unghi eu la unde s-o lăvesc, că am încercat și odată, mi-a scos în Dumnezeu, la 400 m-am oprit. Avem o rubrică, da și nu, noi punem 10 întrebări, una eu, una colega mea, veți răspunde fulger cu da sau nu. Răspunsurile voastre de da sau nu, nu trebuie justificate decât punctual la cele 10 întrebări. Începe eu? Te rog. Ai simțit vreodată că viața a fost nedreaptă cu tine? Da. Ai simțit da. Vreodată că... Ai suferit din dragoste? Nu. Domnul Sandu? Puțin. Te-au dezamăgit oamenii? Da, foarte mult. Da. Îți place să fii o persoană independentă? Da. Da. Crezi că există bărbați care renunță la relații din cauza că îi frustrează femeile de lângă ei? Da. Probabil că sunt. Ești de părere că o relație fără comunicare e o relație pierdută? Da. Ai încredere suficient în tine? Da. Da. Îți reproșezi lucruri? Da. Da. Conform evoluției tale, ai o tactică mai bună înainte de a lua o decizie? Da. Da. Poți să ieri și să uiți? Da. Da. Mulțumim. Acestea fiind spuse, au răspuns cu sinceritate invitații noștri la cele 10 întrebări, cu da sau nu. Acum, în apropierea încheierii acestei emisiuni, vreau să aducem mulțumiri încă o dată, să vă spunem că în fiecare zi de marți și joi ne revedem de la ora 19:30. Să vă reamintesc că și luni, dacă nu mă înșel, e 19, ne întâlnim la sala Luceafăr încă o dată sau ne puteți urmări în mediul online pentru cei care nu puteți ajunge fizic sau din alte orașe. Și să nu uitați că deși mai e vreme, până pe 21 februarie 2023, atunci va avea loc marea gală RXF 43 într-o sală mult mai mare decât cea cu care dumneavoastră cei prezenți v-ați întâlnit la Romexpo București. Și de această dată invitați foarte mult, până în momentul de față sunt 6 meciuri confirmate, mai multe lucruri veți afla la conferință și atunci veți putea achiziționa până în apropierea galei bilete în sistem pay-per-view și totodată să puteți fi fizic alături de favoriții dumneavoastră. Vom avea concursul de slap, probabil se va desfășura tot aici și tot așa vom avea o super emisie. Și să nu uităm că vă puteți înscrie pentru Next Fighter, urmăriți pașii pe rețelele de socializare RXF și urmăriți acolo toți pașii pentru a vă putea înscrie și puteți să luptați în următoarea gala Next Fighter, care încă nu știm când va fi, dar cu siguranță va toate fi. Toate detaliile le vor afla de pe pagină. Că doi din cei care au luptat în gala Next Fighter pe care am avut în platou și Răzvan Bârzu și Mario Bârzu Fedor și cu Mario Fedor au fost selectați să lupte în gala mare din 21 februarie. Totodată trebuie să știți că vă aducem mulțumiri și pentru că ne scrieți pe paginile noastre personale de Instagram și Facebook că vă doriți să intrați în aceste gale Next Fighter. Colegii noștri din stafful RXF primesc sute mii de mesaje și încearcă să le administreze pe cât posibil pentru a vă da detaliile pe care dumneavoastră doriți să le aflați. În încheierea emisiunii vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și în această ediție frumoasă. Vă dorim în continuare zile plăcute și un weekend de neuitat. Rămâneți cu RXF și toate surprizele pe care noi vi le pregătim și colegii noștri prezentatori cu alte emisiuni interesante. Pe curând! Sponsorizat de LasVegas.ro.